Salut, camarazi, bună ziua, că dimineața a trecut de mult. Stai așa să îndrept un pic camera, că eșuie paparude. Uite, mă apuc să-mi fac și eu de mâncare, că am mâncat la repezeală câteva roșioare, am luat de la piață câteva roșioare. Surprinzător au avut și gust, am făcut o salată așa la repezeală cu roșii, ceapă, ulei și cu niște ardei. Și acum am aici o bucățică, o pulpă bună de ied. Ia uitați-vă cum arată. E mare, mare, mănânc de două ori de ea, o pulpă de ied. Știi, pulpa din spate, cred că e. Așa am băgat-o la dezghețat. O să tai mai mică ca să facă repede. Și acum vreau să fac o ciorbică de roșii, de fapt ar fi. Dar am luat țelină. Mai am dovlecel de la țară, am și un morcovior, am luat leuștean, miroase frumos, sănătos, am luat un păstrânac micuț, am luat niște ardeiași aici, de aiuți, și am și câteva foi de ceapă aici, știi? Facem o ciorbică așa, pe heirup țărănească, ciobănească, oltenească, muntenească. Hai să că bag o jumătate dovlecel aici, că dovlecei ăștia trebuie să-i mănânc, știi? Stai să iau ceva ca să cojesc în ea. Așa, ca să cojesc aici. Mi-am luat tot asta. Cojesc dovlecelul, știi? Tai aici, îl cojesc. Și am zis să fac o ciorbică de roșii cu pulpișoara asta de ied, că mănânc două zile, știi? Am vorbit cu un camarad, îmi dă 5 milioane împrumut și mă duc mâine la țară să aduc daleguri, știi? Prânzic, că o găină pentru Ruxandra, roșii, ce mai găsesc pe acolo, corcoduș, dacă găsesc, aduc, îmi fac compot și fac economie, știi? Mănânc, uite, am curățat dovlecelul. Îl tai acum, îl tai micuț. Aduc corcoduș ca să mai fac economie, știi, că fac compot de corcoduș, înțelegeți? Le fierb și stai să tai și ceapa. Așa. Fac compot de corcoduș și le îndulcesc un pic de miere, dar acum corcodușile s-au cam pârguit, știi, deja au început să îngălbenească, deci nu mai sunt așa acre, dar aduc că mai bag și la ciorbică din ele. Așa, aici tai ardeiașii, știi? Stai așa că am uitat să aprind lumina. Așa că e mai multă lume, e mai... deschis cu lumina, așa se vede mai bine și pe cameră, că bate lumina de aici, bate soarele în geamul bucătăriei, știi, și e un pic mai problematic. Să curăț ardeiașul de semințe. Semințele nu sunt bune, știi, sunt periculoase. Merg la splină, mi se pare. Și nu sunt sănătoase. Gata, l-am curățat de un ardeiaș, l-am curățat de semințe, îl tai micuț aici și o să dau drumul la foc, știi? Pun cărnița întâi la foc ca să iau spuma și după aia adaug legumele, că legumele oricum se fac repede. Așa, curățăm aici de semințe bine. Așa, hai că reușim. Deci am tăiat ardeiașii, îi îndepărtăm ca să facem loc. Tai o țelină asta micuță și o pun pe toată, că e mică. Înțelegeți? Că mâine dacă aduc brânză și ouă, poate fac niște macaroane cu brânză. Știți că n-am mai mâncat de mult și mie îmi plac macaroanele cu brânză. Le facem așa pe haiducește, ciobănește. Ce mișto miroase
țelina asta miroase mișto. Așa. Curățăm frumos. O tai micuță. O tai micuță așa în bucățele ca să se fiarbă repede. De fapt o să pun doar jumate. De ce? Că se strânge multe legume și morcovul pun tot jumate. Pun jumate de morcov, știi? Că se strânge prea mult, știi? Și mâine oricum aduc brânză de la țară, legume, ce-o mai fi pe acolo, deci o să am de mâncare câteva zile decent. Și a zis un camarad că mai mă ajută cu o bucată de slănină, deci mă chipzuiesc și eu așa, că așa e când ești ai bani puțin, te chipzuiești, dacă nu te papă căței. Așa. Gata, am curățat morcovul, îl tai așa micuț și-l pun aici în castronașul ăsta și după aia am și niște fidea, aici am fidea, pun un rotocol de ăsta de fidea și roșioare și o să iasă o supă gustoasă cu roșii, roșiile o să-i dea gust ca lumea, așa curăț și o bucățică de păstrânac. Nu pe tot, că o să se facă prea multă. Nu vreau să fac ciorbă decât așa să measă 2-3 castronașe, știi, că după aia, dacă nu o mănânci așa într-o zi, după aia își mai pierde un pic din gust, știi? Ăsta, păstrânacul ăsta, îi tai partea exterioară, că nu știu de ce, probabil de la ce aruncă ăștia prin aer, toate legumele astea s-au întărit, parcă așa mi se par mie. Și doar îl cojesc așa pe margini. Înțelegeți? Că mi se pare că s-au întărit toate. Așa. Acum pun niște roșii. Roșiile sunt, unele sunt un pic lovite, știți? Așa e transportul, cutii. E marfă perisabilă. Uite, asta a început să strice. O tai aici, așa, o să fac o ciorbică la meserie, așa mai pe heirup, dar cred că o să o mănânc cu plăcere. Vă recomand și vouă vara să mâncați ciorbe, supe cu găluști, că-s mâncăruri ușoare, înțelegeți? Și vara trebuie să mâncăm mai ușor din cauza căldurii. Am zis că mă duc mâine la țară, că vineri o să fie și mai cald și mâine o să fie vreo 37-38 de grade, dar pe bicicletă, pe câmp te bate vântul, nu e? E în oraș e zăpușeală. Afară din oraș unde aerul circulă, e mai răcoare. Uite, roșiile astea de-abia le-am luat și sunt deja lovite, știi? Mă rog, acum cine știe cât o fi stat în depozit, că nici țăranii nu pot să vândă totul într-o zi, mai bagă în magazin, în depozite, asta e că ei vând lucruri perisabile. Dacă pun mai bine la ciorbă decât să se strice, uite și asta e lovită, probabil că s-a lovit la transport sau a căzut, mă rog. Așa, pun de-astea care sunt lovite și nu o să mai țină. Bine, oricum, mai las două, le bag la frigider. Așa, hai că o să iasă bună, că sunt roșii multe. Hai că mă plătesc aici. Așa, hai că îi dau drumul la treabă. Tai și leușteanu aici. Miroase mișto, tai și pe el aici. Și când el le bag cu totul, că așa sunt eu mai nerăbdător, bag totul ca să termin. Înțelegeți? Așa, și restul bag la frigider să țină. Hai că ne auzim după aia, vă arăt când e gata. Vă pup cu drag. Pa, camarazi!